Cadavrul bărbatului a cărui identitate este deocamdată necunoscută a fost scos din apă de pompieri cu barca pneumatică, sub ochii îngroziți ai trecătorilor care traversau podul de peste Jiu. În jurul orelor 13:54, gardă de intervenție numărul 1 Târgu Jiu a fost solicitată pentru scoaterea unui cadavru din râul Jiu la Piața Mare, respectiv podul de la Piața Mare, pe malul drept al râului Jiu. S-a observat cadavrul la aproximativ 10 metri de mal. Am intervenit cu o barcă pneumatică și 6 subofițeri. Primele verificări arată că victima ar fi decedată de mai multe zile. E un om mort, s-a necat și l-a scos apa sus. Și vin cu pierii să-l ia. E mai de mult. E negru la față, nu? Medicii legiști vor stabili cauza exactă a decesului, în timp ce polițiștii efectuează cercetări pentru a vedea dacă este vorba despre sinucidere, accident sau crimă.